Bună, eu sunt Amira și astăzi vreau să vă povestesc o carte care se numește Pisicile războinice, volumul 16, Eclipsa. Această carte este o carte foarte frumoasă, continuarea celor 15 volume Pisicile războinice și probabil vor urma multe altele. Este foarte interesantă și te ține cu sufletul la gură cu adevărat. Eu vă recomand să o citiți. Și mie mi-a plăcut foarte mult, este seria mea preferată dintre toate. Este vorba în ea despre trei frați care au fost sortiți, au fost găsiți într-o profeție și au fost sortiți să țină în labe puterea stelelor. Labă de gaiță, labă de leu și labă de laur. Labă de gaiță este ucenicul pisicii vrea și chiar dacă este orb, el vede în mintea celorlalte pisici. Asta este puterea lui. Labă de leu poate lupta în orice bătălie fără să fie rănit, iar labă de laur încă nu și-a găsit puterea, însă este foarte atașată de codul războinicilor și de ceea ce este drept. În carte, în acest volum, se povestește în special despre o bătălie care nu a fost prezisă de clanul stelelor, care a dus la războiul întregilor celor patru clanuri, până când o forță nemaivăzută a înghițit soarele. Sol, un motan singuratic, a venit cu puțin timp înainte de bătălie și a avertizat pe cei din clan că soarele va fi înghițit. Ei nu l-au crezut până când nu au văzut cu ochii lor. De ce? Simplu. Soarele a fost de fapt o eclipsă. Luna a acoperit soarele timp de câteva minute. Toate pisicile au crezut că aceasta era pedeapsa de la clanul stelelor, pentru că clanul vântului invadase clanul tunetului primind ajutoare de la clanul râului, iar clanul tunetului a cerut ajutor de la clanul umbrelor și așa s-a iscat o bătălie în teritoriul clanului tunetului. Sper că v-a plăcut. Eu chiar mă întreb ce s-a întâmplat în continuare, cum s-a oprit bătălia, ce s-a întâmplat cu cei trei protagoniști ai acestui volum. Sper să o citiți și voi și ne mai vedem și la alte povestiri.